Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Vorbim în această ediție despre blestem. Este alături de mine pentru discuție părintele Ovidiu Soare, slujitor la Biserica Sfântul Spiridon Nou din Brăila și lector universitar doctor la Departamentul de Teologie din cadrul Facultății de Istorie, Filozofie și Teologie a Universității Dunărea de Jos din Galați. Bine ați venit, părinte, la Cuvânt pentru Suflet. Bine v-am găsit și mulțumim pentru această invitație frumoasă. Spuneam și dragilor noștri telespectatori, vorbim despre blesteme, părinte. Este un păcat să blestemi? Da, biserica consideră că a blestema este un păcat. Însă putem nuanța această discuție a noastră despre blestem. El poate fi înțeles în general ca o acțiune sau o cerere pe care o facem către Dumnezeu sau, din păcate, de multe ori către cel rău și care se răsfrânge asupra unei ființe, persoane sau unui lucru blestemat. Întâlnim blestemul în Sfânta Scriptură, în spațiul bisericii, dar și în viața de zi cu zi a oamenilor. Cel din Sfânta Scriptură poate fi înțeles că are un rol pedagogic, cel din viața bisericii un rol tămăduitor, iar cel prezent în viața creștinului rostit de către acesta este considerat de către biserică ca fiind un păcat. Și din această cauză avem și rugăciuni pe care biserica le rostește pentru îndepărtarea acestor blestemuri sau legături pe care omul le face ori din neștiință, din necunoaștere, din slăbiciune sufletească. Multe sunt cauzele care duc la prezența blestemului făcut de om în viața de zi cu zi. Blestemul este doar o superstiție sau este explicat printr-un transfer de energie negativă care te poate afecta? Să vă mărturisesc că noțiunea de superstiție sau cea de energie negativă este prezentă în, să spunem așa, în analiza teologică, dar pentru a ne face pe noi să înțelegem că superstiția și energia negativă sunt niște concepte nu neapărat străine, dar pe care biserica nu le folosește. Poate sunt alte cuvinte echivalente sau cu același înțeles, dar superstiția, bineînțeles, este văzută ca o atitudine pe care noi o înțelegem fără a o putea depăși. Adică luăm superstiția ca un dat, ca un fel de acțiune a unor lucruri la care noi nu avem puterea de a le înțelege sau de a le controla. Iar energia negativă, nu știu, în spațiul fizicii poate fi prezentă, dar în spațiul bisericii avem Duhul lui Dumnezeu, avem bunătate, avem dragoste, avem iubirea. Nu avem relaxare, ci avem, să spunem, o liniștire sufletească. Adică avem cuvinte vechi prezente în biserică. Cele noi parcă produc în noi o anumită răceală și o anumită, nu știu, asperitate. Avem chiar și conceptul de ne încărcăm pozitiv sau energii pozitive. Chiar unii susțin că atunci când intră într-o biserică se încarcă cu energii pozitive, nu știu, făcând o comparație probabil chiar cu un element electronic, ca și cum ar fi și noi niște dispozitive în care, odată conectați la energia divină, ne-am putea încărca. Însă lucrurile sunt mult mai profunde. Probabil aceste expresii vin dintr-o lipsă de a dori să aprofundăm puțin cuvântul lui Dumnezeu sau căutăm să înțelegem lucrurile mai mult la suprafață. Mă refeream la faptul că, iată, un cuvânt este purtător de energie și de fiecare dată când încurajezi pe cineva, cuvântul tău devine mângâietor pentru celălalt, atunci și în el produce o anumită stare. Pe când, atunci când rostești un blestem, de exemplu, o înjurătură, vedeți, energia aceasta, da, vine și îl afectează pe celălalt.
Da. În ideea aceasta vă întrebam, dacă, iată, un cuvânt este purtător de energie, da. Cuvântul e purtător de energie. Din această perspectivă aveți dreptate. Cuvintele calde ne creează o stare de bine, iar cuvintele dure ne creează o stare de tensiune, chiar și o stare de enervare, nedorită de altfel în spațiul bisericii. Biserica luptă tot timpul pentru ca noi să avem o liniștire sufletească, să avem un calm. Dar viața pe care refuzăm de multe ori să o înțelegem după învățătura bisericii, ne poate oferi astfel de situații în care să fim încordați, în care să fim intenționați și chiar unele cuvinte pot produce în noi anumite suferințe. Părinte, dacă ne uităm la Vechiul Testament, regăsim de altfel această lege a talionului, cel care îți face rău să fie pedepsit. Iată, cel care te blesteamă, apoi să arunci la fel blestema asupra lui. Dacă punem în comparație, vedem că în Noul Testament vorbim despre binecuvântare, fiindcă suntem chemați la o altă dreptate. Faceți bine celor ce vă ocărăsc. Exact. Rugați-vă pentru cei ce vă vatămă, pentru cei ce vă necășesc. Exact. Așa. Și atunci, dacă omul zilelor noastre se aruncă așa în blestemele acestea, sau mai bine zis, începe să blesteme pe celălalt pentru o nedreptate pe care i-a cauzat-o celălalt, cum am putea să-l îndreptăm? Cum am putea noi să-l facem pe el să conștientizeze că, iată, în Noul Testament suntem chemați la altceva și nu la a blestema? Îl putem conștientiza aducând în fața lui învățătura Sfintei Scripturi, învățătura Mântuitorului, dar și învățătura Sfinților Părinți. Bineînțeles că viața noastră este plină de foarte multe încercări. Nimeni nu este lipsit de a avea necazuri și suferințe în viață. Și creștinul care vine la biserică îi se explică că aceste necazuri pot veni în viața lui, chiar dacă el este un om îmbunătățit. Sfântul Marcu Ascetul ne spune că oamenii îmbunătățiți pot primi necazuri de la Dumnezeu. Și ne mai spune un lucru foarte interesant, că noi putem primi necazuri și pentru aproapele nostru și trebuie să primim necazurile și pentru aproapele nostru, ceea ce înseamnă că trebuie să existe o comuniune atât a bucuriei cât și a necazului. Viața noastră, cum spunea Părintele Stăniloae, este o oscilație între bucurii și necazuri. De pe dealurile bucuriilor, pe văile necazurilor, aceasta este viața omului înduhovnicit. Iar în această perioadă, să spunem postmodernă, se întâmplă de foarte multe ori ca oamenii să refuze de a mai accepta în viața lor necazul, care este de fapt o ferire a noastră de păcate, ne spune Părintele Stăniloae. Dumnezeu dorește ca prin anumite necazuri care vin asupra noastră cu încădința Lui să ne îndepărteze de patim, să ne îmbunătățească. Bineînțeles că discursul este ușor de rostit, dar greu de înfăptuit, pentru că vrednicul de pomenire, Mitropolit Antonie Plămădare, ne spune că suferința, necazul, suferința se poartă cu suferință. Deci, atunci când suferim, nu trebuie să avem o anumită bucurie a suferinței, că Dumnezeu nu ne-a uitat. Pentru că se poate întâmpla ca acea bucurie să ne transforme pe noi și să nu mai avem o anumită legătură firească cu biserica. Tot Mitropolitul Antonie Plămădarea ne spune că există creștini care caută suferința, pentru că ei gândesc că numai așa se pot mântui prin suferință și au o anumită bucurie atunci când suferă. Însă această bucurie poate să ne aducă de fapt o anumită suferință și nu mai putem percepe realitatea așa cum trebuie. Părinte, sunt totuși oameni care spun, iată, pentru nedreptatea pe care mi-a făcut-o celălalt, eu consider că sunt îndreptățit să-l blestem. Este adevărat? Or fi unii oameni care blesteamă pentru nedreptatea pe care o primesc de la alți oameni. Dar aici aduc
ca exemplu pe părintele Stăniloae, care, vorbind despre o teologie a necazurilor, chiar și ne-o arată în fapta lui. Știm că între anii 1958 și 1963, părintele Stăniloae a fost închis. A fost eliberat la începutul anului 1963 și primul articol apărut în revista Ortodoxia purta numele de Comuniune prin iubire. Și acolo părintele Stăniloae ne spune că iubim și trebuie să ne rugăm să iubim mai mult. Deci, prin iubirea prezentă în viața noastră, putem să depășim, să spunem, aceste supărări care nouă ne vin de la oameni. Nu sunt ușoare supărările, ele pot veni zilnic, dar trebuie să căutăm, apropiindu-ne de biserică, apropiindu-ne de Hristos, să căutăm să depășim prin rugăciune, prin post, prin spovedanie, prin prezența la Sfânta Biserică, prin comuniunea cu ceilalți credincioși din parohie. Și chiar spunea părintele Arsenie Papacioc foarte frumos că dacă nu ne răzbunăm pe cel care ne-a făcut un rău, atunci Dumnezeu rămâne dator la noi. Și zicea, oare-i puțin lucru să rămână Dumnezeu dator la tine pentru că nu te-ai întors, nu l-ai judecat, nu l-ai blestemat? Da, metaforic vorbind sau relația noastră, vedeți că de foarte multe ori discursul nostru are anumite perspective economice, geografice, vorbim despre marea vieții geografice, despre munții care sunt puternici. La fel și aici datoria, Dumnezeu să fie dator la om. Este frumos să fim așa în apropierea lui Dumnezeu. Spuneți-mi, părinte, există și blesteme ale părinților? Putem vorbi despre asemenea blesteme? Da. Sunt oameni care spun, iată, mama sau tatăl m-a blestemat să ajung așa, să fiu așa. Din păcate există și aceste lucruri nedorite și negândite de foarte mulți. Acum, bineînțeles că aceste blesteme sau ocări pe care părințele rostesc asupra copiilor pot avea mai multe cauze. Una din ele poate fi chiar o obișnuință în cadrul familiei. Și ei pot rosti aceste blesteme fără ca să-și dea seama că fac un lucru grav. Chiar rugăciunea de dezlegare a celui ce se blesteamă spune dacă a rostit un cuvânt fără știință sau din nebăgare de seamă. Adică, de foarte multe ori, oamenii rostesc cuvinte fără a gândi foarte mult. Și ele produc suferință chiar și în sufletul părintelui, la un moment dat, atunci când el conștientizează că ceea ce a făcut nu a fost bine. Dar, de multe ori, aceste păreri de rău sunt tardive. În această cauză, biserica tot timpul insistă ca credincioșii să fie prezenți în scaunul spovedaniei, pentru a-și mărturisi păcatele. Pentru că de foarte multe ori, dacă venim rar, nu conștientizăm faptul că putem trăi într-un păcat zilnic fără ca să ne dăm seama. Sunt foarte multe case, sunt foarte multe familii în care se rostesc cuvinte de nedorit. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur ne învață, ne îndeamnă că dacă noi vrem să fim plăcuți în fața lui Dumnezeu, în primul rând trebuie să fim plăcuți în fața familiei noastre, trebuie să fim plăcuți în fața copiilor noastre și să începem cu primele litere ale acestui alfabet al bunei cuvințe printr-o rostire frumoasă față de copiii noștri. Părinte, spuneți-mi, orice cuvânt aruncat la mânie e blestem? Fiindcă acum, aici mă gândesc la faptul că, iată, sunt părinți, de exemplu, care... Eu știu, la supărare, la mânie, atunci le adresează copiilor anumite cuvinte. Acum, bineînțeles, o anumită, să spunem așa, sistematizare a blestemului în biserica noastră nu există, pentru că se poate întâmpla ca această sistematizare chiar să ne ducă pe noi să cădem în păcat. Pot fi cuvinte mai aspre, pot fi cuvinte care să aibă o anumită încărcătură, care să meargă și în relația noastră cu Dumnezeu, dar bine este că nu avem, să spunem așa, o
învățătură despre blesteme. De fapt, eu ca și preot nici nu cunosc, dezleg, vin oameni la biserică care doresc să fie dezlegați de anumite blesteme. Dar nici nu întreb ce blesteme au rostit, pentru că asta ar însemna din nou să se facă o rememorare a păcatului și chiar o trăire a lui, și nici nu am o anumită curiozitate de a vedea ce cuvinte folosesc anumiți oameni atunci când, din anumite pricini, sunt supărați pe ei sau pe Dumnezeu. Biserica dezleagă cuvintele rostite din slăbiciune, din neștiință sau din necunoaștere. Deci, în felul ăsta am putea vedea, să spunem așa, acele ocări care câteodată pot fi încadrate la blesteme. Nu orice cuvânt aruncat la mânie, ci mă gândeam la faptul că, iată, părintele își poate blestema copilul dacă se vede asuprit de copilul lui. Sunt și asemenea cazuri în care copiii își asupresc părinții, unii bat, alții nu le dau să cu mănânce siguranță. Și așa mai departe. Și iată, glasul acesta, de fapt, poate că ei nici nu rostesc cuvinte, nu-i blesteam așa cum ne-am gândit noi, deschizând gura și rostind cuvinte, ci mă gândesc la glasul, la glasul acela al sângelui, de fapt. Vă amintiți de Cain și de Abel, nu? Da. Ce spune? Că iată, glasul sângelui fratelui tău a strigat la cer. Deci din pământ, și pământul strigă către cer. Se cutremură pentru ceea ce faci tu, pentru nedreptate pe care tu o faci. Împotriva și după aceea tatălui tău, împotriva aproape exact. Lui tău. Repet, așa ca la Cain și Abel, glasul sângelui fratelui tău care strigă din pământ. Deci și pământul ajunge să strige către cer. Mă gândesc că acesta este, de fapt, blestemul și nu orice cuvânt rostitor la mânie. Eu mă mai gândesc la o altă perspectivă. Spuneați de copiii care își pot asupri părinții și că aceștia, simțindu-se asupriți, rostesc sau simt că se cutremură și fac acest lucru ca și cum ar blestema sau unii chiar și blestemă. Eu vreau să vă spun că de multe ori și din experiența mea la parohie, se întâmplă ca părinții care sunt asupriți, chiar ei să nu blesteme și să ierte pe copiii lor, ceea ce este de neînțeles pentru un om care are o viață de familie în armonie. De multe ori se întâmplă ca o mamă în vârstă sau un tată în vârstă, care este, să spunem așa, nedreptățit în toate chipurile de copilul ei sau de copilul lui, să-l ierte. Și să-l ierte tot timpul și să-l roage la Dumnezeu pentru el. Și de foarte multe ori apropiații se întreabă, de ce faci lucrul acesta? Ei, pentru mine, această atitudine a părintelui care își iartă copilul și nu-l blesteamă, este de fapt chipul bisericii prezent în viața ei. Este de fapt rânduiala bisericii care s-a înrădăcinat puternic în sufletul acelei persoane și merge după învățătura bisericii iubindu-l pe copilul său. Și sigur, pentru că am vorbit despre viața de familie, dar putem generaliza acum atâția oameni, de exemplu, care nu strigă nemulțumirea față de celălalt. Totuși, și nici nu se gândesc, așa cum spuneți dumneavoastră, nu gândesc răul despre așa celălalt, totuși, vedeți, glasurile celorlalți care strigă arătând un adevărat blestem. Și mă gândesc la pilda datornicului, cel care este iertat de stăpân pentru o datorie foarte mare și ajuns în stradă și regăsește și el la rândul lui un datornic, pe care îl ia de gât și nu-l iartă, sigur, îl pune la închisoare și nu spune în pilda aceasta că cel care este dus la închisoare strigă către stăpânul cel mare, uite, l-a iertat pe acesta și iată ce rău mi-a făcut el mie pentru o datorie mai mică, ci spun că ceilalți din jur strigă ei, de aceea vă spuneam despre strigătul acesta care ajunge până la cer. Da, și aici pot fi mai multe perspective. De multe ori cei din jur, când văd o anumită nedreptate, cum ați spus, ar dori să strige la Dumnezeu pentru acea nedreptate. Dar cel care este direct implicat poate vedea puțin diferit.
Și acest strigăt al celor din jurul celui nedreptățit sau persecutat poate însemna, pe de altă parte, și o neînțelegere a rosturilor acestei vieți, pentru că fac o judecată pripită, fac o judecată rapidă. Vedem că judecata lui Dumnezeu nu este una rapidă și una pripită. Dumnezeu este Cel care așteaptă. Așteaptă până la sfârșitul vieții noastre să ne îndreptăm. Și Noul Testament este elocvent în acest sens, pentru că atunci când Mântuitorul blestemă un smochin neroditor. Își arată pe de o parte, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, puterea sa, că i-ar putea pedepsi și usca pe răstignitorii lui, dar nu face acest lucru din bunătate și îi iartă, așteaptă la rândul lui ca cei care îi greșesc să vină și să-și ceară iertare. Și această așteptare și această bunătate pe care o vedem prezentă și în Sfintele Icoane. Sfinții așteaptă ca noi să ne îndreptăm. Părinte, așa cum spuneați dumneavoastră, sunt oameni, de exemplu, care nu se gândesc și rostesc anumite blesteme. Deci uneori oamenii formulează anumite blesteme în glumă sau blestemul devine chiar un automatism în exprimarea lor. Da, există anumite zone, anumite spații. De foarte multe ori auzim chiar și pe stradă, se blesteamă cineva și spune să mor eu dacă am făcut cu tare sau dacă n-am făcut. Un fel de jurământ, un fel de... Exact. Da. Sau să moară ceva sau cineva și așa mai departe. Da. Să spice mâna dacă ai luat și așa mai departe. Așa, deci sunt foarte multe asemenea formule. Cum ar trebui să ne gândim la lucrurile acestea? În primul rând ar trebui să ne controlăm limbajul nostru, să căutăm ca anumite expresii pe care probabil în tinerețe sau în familiile noastre le-am dobândit fără voia noastră, să căutăm să le îndepărtăm. Și acest lucru îl putem face printr-un continuu exercițiu, printr-o continuă apropiere de Dumnezeu prin rugăciune și prin răbdare. Cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, să căutăm să ne apropiem de Dumnezeu cu pași mărunți, în primul rând față de rostirea pe care o avem față de aproapele nostru. Deci ar trebui să ne măsurăm cuvintele de fiecare dată. Să ne măsurăm cuvintele pentru că ele sunt foarte importante. Să nu ne jucăm cu puterea lor. N-am putea spune că sunt foarte puternice pentru că atunci ne-am înfricoșat și n-am mai rostit niciun cuvânt. Dar ele au un rol foarte important în viața noastră. Fără cuvânt, noi nu am fi oameni. Fără cuvânt, nu l-am cunoaște pe Dumnezeu. Părinte, dacă ne gândim la toate acestea, putem spune că este și un limbaj agresiv, nepoliticos, a blestema? Da, este un limbaj agresiv și chiar unele persoane care au, să spunem așa, un temperament mai ascuțit, au tendința de a da niște judecăți de valoare foarte pripite și foarte rapide, concluzia fiind să spunem așa, o vorbă urâtă. Mă rostesc de multe ori să spun blestem pentru că el are o încărcătură foarte puternică și parcă ne smulge dintr-o viață normală în care vrem să fim. Ne duce într-un spațiu așa întunecat, într-un spațiu din care spunem că nu am mai avea scăpare. Chiar de multe ori, unii credincioși consideră biserica ca un spațiu, să spunem așa, al ocărilor, al lucrurilor pe care noi nu le facem și pentru că nu le facem, suntem într-o continuă pedeapsă. De fapt, biserica este un spațiu al vindecării, al tămâturii, al liniștirii. Și cei care vin în acest spațiu primesc fericirea, primesc liniștirea sufletească. Care este antidotul pentru blestem? Poate rugăciunea să anuleze efectele negative ale unui blestem? Poate rugăciunea să anuleze efectele negative ale blestemului, de aceea și este prezentă în spațiul bisericii. Avem rugăciuni pentru dezlegare de blesteme, avem rugăciuni pentru îndepărtarea duhurilor necurate. Ele încep odată cu intrarea creștinului în biserică, prin acele lepădări, prezenți la botez, și prin moliftele Sfântului Vasile cel Mare, care se rostesc de către preot în cazuri individuale, cu post, rugăciune și spovedanie. Dar ne spune Părintele Necula că blestemele sunt îndepărtate prin rugăciune dacă și creștinul este conștient de acest lucru și dacă nu vede aceste molifte ale Sfântului Vasile sau aceste exorcisme ca niște
acte magice, ci ca niște rugăciuni de îndreptarea noastră și de îndepărtarea duhurilor necurate. Deci noi trebuie să participăm la această îndepărtare a blestemelor din viața noastră printr-o viață îmbunătățită. Părinte, ne-a scris cineva pe adresa emisiunii noastre, sigur pe adresa electronică, dacă este blestemată. Era chiar o doamnă care ne-a întrebat, așa. Uitați, cineva m-a blestemat. Ce se întâmplă cu blestemul acesta? Ajunge înapoi către cel care a rostit blestemul? Nu gândim în felul acesta. Noi spunem că persoana care este blestemată vine la biserică și lucrarea celui rău fuge, se îndepărtează, pleacă de la acea persoană și acea persoană se însănătoșește negândindu-ne la persoana care a rostit. Persoana care a rostit blestemul și este datoare să vină la biserică pentru a se curăți de păcatul pe care l-a făcut. Deci, până la urmă, cele două persoane, și cea care blestemă și cea care este blestemată, sunt datoare. Dacă sunt conștiente că au una că a greșit și cealaltă că a primit, să spunem așa, un blestem, sunt datoare să vină în spațiul bisericii pentru a se curăți prin taina spovedanii, prin moliftele, prin rugăciunile prezente în spațiul bisericii. De fapt, și la rugăciunea de dezlegare dinainte de taina Sfintei Spovedanii se mărturisește lucrul acesta, că dacă pe sine s-au blestemat sau iată, da, au blestemat sau cu jurământ sau legat și așa mai departe, toate se dezleagă prin cuvânt în taina Sfintei Spovedanii. Această dezlegare de blestem este prezent și la rugăciunile de înmormântare. Deci biserica vedem că este foarte atentă cu rostirea pe care omul o face față de aproapele lui și dorește ca dacă această rostire este una care aduce, să spunem așa, suferință, să fie îndepărtată. Dacă omul suferință care blesteamă nu-și cere iertare și nu vine la biserică, ce pedeapsă primește el? În economia mântuirii și după învățătura Mântuitorului, biserica are tot timpul un demers prin care îi îndeamnă pe oameni până la sfârșitul vieții să se căiască de păcatele pe care l-au făcut. Și dacă nu se întâmplă acest lucru, mai avem și rugăciunile pentru cei adormiți. Deci biserica nu încetează niciodată să se roage pentru păcatele, pentru greșelile membrilor săi. Un om care a fost blestemat, ce ar trebui în chip concret, practic, să facă? Un om care a fost blestemat și care știe că este blestemat, trebuie să meargă la biserică, să vorbească cu părintele duhovnic, cu părintele de parohie și să îl roage pe acesta să îi citească anumite rugăciuni de dezlegare de blestem. Sunt rugăciuni de dezlegare de blestem. Aceste rugăciuni să vin la solicitarea credincioșului și nu a preotului. Deci este foarte important ca oamenii care simt că au o anumită apăsare, care simt că sunt blestemați sau că au un blestem asupra lor, să vină și să apeleze la rugăciunile bisericii. Părinte, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, pentru cuvintele de folos și vă mai aștept cu drag la Cuvânt pentru Suflet. Mulțumesc și eu pentru invitația făcută la această minunată emisiune. Și dumneavoastră vă mulțumesc, dragi telespectatori, și nu uitați să înlăturăm blestemul și să punem înainte binecuvântarea. Așa ne spune Mântuitorul Hristos. Vă dau întâlnire tot aici, la Trinitas TV, la Cuvânt pentru Suflet. Pe curând!